Bună ziua, doamnelor și domnilor, și Crăciun fericit! Pentru cei mai mulți dintre noi, Crăciunul înseamnă acasă, familie și prieteni. Pentru oamenii mărilor, Crăciunul poate fi la mii de kilometri distanță de cei dragi. Așa este și cazul invitatului meu de astăzi, comandantul de navă, Eugen Buturugă. Bună ziua, domnule comandant, și Crăciun fericit! Bună ziua, sărămâinile dumneavoastră și tuturor celor ce ne urmăresc! Îmi puteți spune de ce v-ați ales această meserie? Istoria cu alegerea meseriei este un pic mai complicată în cazul meu, pentru că am pornit relativ târziu, să zicem, pe mările și oceanele lumii. Meseria de marinar mi-am ales-o de la început, de la 18 ani, dar am activat în două sisteme diferite. Unul este sistemul militar la început, iar apoi am trecut în marina comercială. Știu la că alegerea aveți... mea. Știu că aveți un băiat. Și copilul dumneavoastră a ales aceeași carieră? Nu, copilul meu nu a ales aceeași carieră. În schimb, a ales ceva, să zicem, înrudit. Deci el este la ingineria aerospațială, la această facultate din cadrul Politehnicii București, cu aspirații de a deveni pilot și alte chestiuni din acestea. Total deci, pilot, diferit de meseria tot, tatălui. Tot în sensul... Exact, tot în sensul exploatării acestor tehnologii, să zicem, cu navigația aeriană, maritimă și așa mai departe. Revenind acum la Crăciun, îmi puteți spune dacă aveți brad la bord, a fost împodobit, dacă aveți? Da, avem un brad, este împodobit. Așteptăm să vină cadourile, pentru că așa cum am stabilit cu Moș Crăciun, pentru că ținem legătură cu acest personaj, așteptăm să primim niște cadouașe. Am stabilit de comun acord că echipajul a fost disciplinat și a făcut treaba în mod eficient și merită să primească aceste cadouri. Exact, asta era următoarea mea întrebare, dar văd că mi-ați luat-o înainte, dacă Moșul le va aduce și navigatorilor la dumneavoastră pe navă cadouri, dar se pare că da, vine oriunde ar fi, în mijlocul oceanului sau acasă la fiecare. Spuneți-mi dacă... Sigur, sigur. Dacă masa de Crăciun va fi cu specific românesc, cum este ea? Masa de Crăciun este într-adevăr o masă specială, este diferită de celelalte din zilele normale de lucru, să zicem. Echipajul, probabil, după cum cunoașteți, este multinațional. În cazul nostru este compus din români și marinari filipinezi. Bucătarul, în acest caz, este din Filipine, este filipinez. Și, așa cum probabil cunoașteți, multe companii își organizează propriile cursuri pentru a instrui bucătarii în sensul de a avea aptitudini și abilități de a pregăti mese, să spunem, aparținând mai multor culturi. Deci domnul nostru bucătar este în măsură să pregătească ceva european, chiar cu accente sud-europene, balcanice. Vom vedea cât de bine se va descurca, pentru că, sincer, e primul Crăciun pe care îl fac cu acest bucătar la bord. Îmi puteți spune ce ați fi dorit să aveți pe masa de Crăciun și nu veți putea avea? Nu cred că va exista ceva ce nu vom putea avea. Putem, în schimb, să menționăm că poate nu vor fi chiar ca acasă. Marinarii, după cum știți, au foarte multe tradiții, obiceiuri, petrecem frumos, avem tot felul de obiceiuri din astea plăcute, dar în cazul nostru astăzi nu vom petrece, probabil că o vom muta în altă zi, pentru că în momentul acesta suntem în cadrul unor operațiuni comerciale la Qingdao, un port din China. Deci chiar nu putem face nimic astăzi. Pentru noi Crăciunul va fi mutat în altă zi. Care a fost cel mai frumos Crăciun al dumneavoastră? Nu neapărat pe navă, că acolo văd că nu prea aveți Crăciun. Da, așa este. Am foarte multe amintiri de Crăciun. Crăciunul are o foarte mare importanță în viața fiecăruia. Începând din copilărie și până acum pot să vă spun că am avut foarte, foarte multe momente care ar putea câștiga fără probleme primul loc în topul amintirilor. De aceea mi-este foarte greu să stabilesc, să
discern care ar fi. Începând cu partea de copilărie, când ne dădeam pe derdelușuri și apoi ne duceam acasă, uzi fleașcă, simțeam mirosul mâncărurilor tradiționale românești, bunici care ne așteptau cu tot felul de bunătăți, cozonac, etc., etc. Și terminând cu partea de adult, să zicem, întâlnirile în familie, cu copii, cu rude, veri și așa mai departe. Deci este foarte greu să vă răspund la această întrebare. Crăciunul este o sărbătoare, într-adevăr, noi aici poate realizăm mai bine decât ceilalți, în care este cel mai puțin bine să fii plecat de acasă. Cu siguranță. Trec acum la polul opus și dacă v-am întrebat care a fost cea mai frumoasă amintire, iată că acum vin să vă întreb care a fost cel mai greu moment al dumneavoastră de când navigați. Da, vă pot spune, cred că cel mai greu moment al meu de când fac această meserie a fost acum 7 ani, cred, o situație în care nava a intrat într-un șantier, a performat niște lucrări periodice, programate, și așa cum știți, navele intră în șantier fără marfă și părăsesc șantierul de asemenea fără marfă, dar pe drumul nostru din șantier până în primul port unde urma să încărcăm marfă, am fost surprinși de, să zicem, un pachet cu vremerea. Și iarăși, nu știu dacă știți sau sunteți, aveți un pic de informație în domeniul acesta, navele când ies din șantier, fiind goale, au o stabilitate precară, în sensul că anumiți parametri nu sunt tocmai optimizați pentru o navigație sigură, ca să spunem așa. Mă refer aici la niște mișcări, niște accelerații care sunt mai mari decât în mod normal și așa mai departe. Deci acest pachet de vreme rea ne-a cam mișcat atunci, astfel încât am luat niște înclinări de peste 20 de grade și pot să zic că m-am temut atunci. Mi-am văzut ceva flash-uri din istorie, din viață. Deci a fost, da, cel mai dur, poate, moment din cariera mea. Știu de la dumneavoastră că navigați de 20 de ani și vin să vă întreb dacă ați calculat cumva vreodată în cei 20 de ani câte sărbători de iarnă ați petrecut departe de familie? Nu am calculat în cei 20, dar ultimii 6, cred că aș putea să vi-i spun acum, deci în ultimii 6 am petrecut 2 sărbători de iarnă acasă. Trecerea în noul an unde vă va găsi? Trecerea în noul an, conform programului nostru, mă va găsi iarăși într-un port din China, undeva în vecinătatea marii zone Shanghai. Ei au mai multe porturi acolo, îi spunem Shanghai, dar nu este chiar în miezul Shanghaiului, undeva exterior, un port. Yangshan, de fapt, se numește. Deci, vom fi, pentru la schimbarea dintre ani, vom fi de asemenea ocupați cu operațiuni comerciale, încărcări, descărcări și așa mai departe. Aveți acum ocazia să le transmiteți un mesaj atât celor din familia dumneavoastră, cât și celor care vă urmăresc. Care ar fi acela? Mesajul meu pentru toți cunoscuții, rudele, familia, nu neapărat în această ordine, este că aceste sărbători românești, mai cu seamă Crăciunul, este ceva care nu poate fi înlocuit și nu poate fi, să zicem, reconstituit sau refăcut în deplasare departe de casă. Deci este o sărbătoare care ne amintește că avem familie, că avem o țară, că avem un țărm, avem unde să ne întoarcem, avem un far. Așa aș numi și aș transmite tuturor că noi, cei de aici, ne gândim la cei de acasă, ne gândim la ei și că sărbătorile, în special cele de iarnă, de Crăciun, nicăieri nu sunt ca acasă. Nicăieri nu sunt ca acasă. Deci ne lipsiți cu toții.
Domnule comandant, vă mulțumesc că ați stat astăzi de vorbă cu noi și să aveți în continuare un Crăciun binecuvântat. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit astăzi, în această zi sfântă, și vă doresc în continuare sărbători cu bine.